Dorel Toader ironizează nivelul de înțelegere al lui Iohannis, domnul presubliniere-dinte a răspuns pur politic. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit mari seari, la Antena 3, despre atacurile președintelui Iohannis venite la pachet cu respingerea solicitrii de revocare a sublinierei Feidna. Raionamentele și argumentele de ordin constituțional le cunosc constituționalitii. Eu în ceea ce fac nu încerc să convin pe X sau pe Y, pentru ce nu-i cunosc nivelul de înțelegere. Eu am venit cu argumente juridice și de ordin managerial, domnul președinte a răspuns pur politic, a spus ministrul. Potrivit lui Tudorel Toader, ministrul nu trebuia să le conving pe președinte, ci subliniere-eful statului trebuia să se uite pe argumente. Dânsul trebuia să se uite la argumente, să vadă dacă sunt justificate sau nu, a punctat Tudorel Toader.